Sorina Matei, dezvăluiri bomb despre culisele luptei anticorupție din România. Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvăluiri nesubliniere treptate sublinierei documente bomb, în contextul scandalului internațional în care este implicat firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o anchetă în care dezvăluie culisele luptei anticorupție pe care ar fi dus-o mai multe companii în România. În plin scandal internațional sublinierei după ce au fost expus sublinierei la Bucure sublinierei Cambridge Analytica sublinierei consultantul american fac un pas înapoi sublinierei operează corecții pe contractul ce a luat ca cint lupta anticorupție de la Bucure sublinierei. Obiectivul nostru a fost să găsim mecanisme mai puternice de combatere a corupției în România sublinierei cele mai bune practici din SUA. Contractul inițial spunea însă altceva. În plus, pentru 2018, cele două companii sublinierei anunță o nouă colaborare, nu mai prezint datele contractului. Dar firma americană de lobby susține ce în colaborare agenda ma subliniere inăriei de psihopsexele social, a devenit una politic, scrie Sorina Matei pe blogul personal. Jurnalistul remarcă faptul ce de sublinierei nu este uzual ca la acest tip de contracte să existe amendamente sau clarificări. Cele două companii care luaser ca cint lupta anticorupție din România au modificat unele declarații din contractul inițial. Datele inițiale ale contractului semnat pe 17 martie 2017, între SCL Social, înregistrat pe România sublinierei firma de consultant sublinierei de lobby americană Andrei and Associates Artance firma londonez de psihops a angajat compania de consultant din Washington de ce se efectueze consultant în privința afacerilor publice strategice sublinierei servicii de consiliere, se educe membrii Congresului SUA sublinierei membrii administrației SUA în problemele legale de corupție din România, se furnizeze cerceturi sublinierei notificări despre eforturile depuse în cadrul USI, United States Government, care afectează eforturile anticorupție din România, se identifice sublinierei se organizeze angajamente de a vorbi la nivel local sublinierei național în numele SCL Social despre starea corupției sublinierei eforturile de a fi contracarat în România, se mențin sublinierei se fortifice slash întrească aliancele cu alte grupuri de interese ale ceror scopuri sunt similari cu cele ale SCL Social. Sublinierei se lucreze în vederea susținerii echilibrate sublinierei neutre a eforturilor anticorupție din România. Mai scrie ea. Sorina Matei semnalează în subliniere unele nereguli grave. Contractul ce a luat inițial ca cint lupta anticorupție din România a fost semnat pe 17 martie 2017 sublinierei a fost oprit după aproape 3 luni, pe 1 iunie 2017. Pentru toate aceste servicii pe România, firma SCL Social a plătit Andrei and Associates suma de $59.960,
50.226 euro, iar în exclusivitate Divizia de Securitate a SUA / Unitatea de Înregistrare FARA a comunicat faptul că principalul client înregistrat a fost din România, respectiv Secele Sociale România. În cadrul contractului, Andrei and Associates a făcut o contribuție de $100 pentru Scalise Leaders Hip Fund a congresmanului republican, Steve Scalise, după ce acesta a fost împus sub linie recat. Însă în raportul bianual pe care Divizia de Securitate Națională a SUA / Unitatea de Înregistrare FARA prin Procurorul General l-a prezentat deja Congresului SUA sublinierei care cuprinde sublinierei contractul Secele Social, Andrei and Associates privind lupta anticorupție din România, ceară Andrei nu mai declar sumele încasate din activitatea de lobby făcut pe această pentru Secele, mai arată Sorina Matei.